poate încă nu știi. Nici o milă sau vreo îngăduință pentru slăbiciunile omenești, de care pare a fi cu totul străin. Noi suntem, se pare, singurii tolerați. Poate prieteni. Aș vrea să cred. Eu nu mă mândresc de a fi ciracul acestui mare răzvrătit, atât de stoic, căruia din toate cusururile ce-i le găsește lumea, nu mă învoiesc de recunoaștere decât unul singur, acela însă de neiertat. Prieteșugul cu Gorica. Ce prieteșug? Licheaua îl ajută doar să vâneze în mlaștinile viciului. Ia mai terminați, bănene, cu pălăvrăgelile astea, să mai vorbim și de muieri. Ce spui tu, Gorica? Te pricepi și la femeie acum, și încă la mănăstire. Tu și sexul gingaș. Mare distanță. Să mă zlobești cu mofturile astea când torc foaia, știi? Ai îmbătrânit nebun. E copilul ăsta aici că altfel ți-a spune de ce o trăvurable de pripas, trezitură și răsuflătură ai parte. Și asta tot pentru că mi-e milă de tine și te mai duc.